Bună tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vor vorbi despre palete de farduri și anume paletele care vi le recomand din tot sufletul și care sunt foarte, foarte dragi și le folosesc deseori pentru machiajele mele și de zi cu zi, dar și la ocazie. Înainte de toate, vă rog să nu uitați să vă abonați la acest canal, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificările, pentru că mereu postăm câte un videoclip nou și în limba română și în limba engleză, cum v-am zis de fiecare dată, oricine este binevenit pe canalul meu. Vă rog să lăsați și un comentariu să-mi sugerați ce tip de videoclipuri v-ar plăcea să mai vedeți, să mă urmăriți pe Instagram la Andreea și Dorian și să dați un ad pe Facebook la Dorian și Andreea Căliment. Să începem! Prima paletă de farduri pentru ploape care efectiv o iubesc și o recomand atât începătorilor cât și celor care au un nivel mediu în cunoștințe de make-up sau chiar și avansat este această paletă de la Be Perfect Carnival XL Pro Palette. Este minunată și are atât de multe nuanțe pe care le puteți folosi încât aș putea să stau să vorbesc o zi întreagă despre această paletă. Se potrivește atât unui stil mai nebunesc atunci când vreți să fiți mai, nu știu, mai sofisticate, aveți o ocazie, o nuntă, ceva special, dar și unui machiaj de zi cu zi la birou sau pentru un job sau chiar și la școală, cele care sunt încă la școală, o am pe aceasta cu aceste nuanțe, nuanțe superbisime, superbisime aceste nuanțe. Uitați aici ce este, Doamne! Le iubesc, efectiv! Câte culori! Câte culori! Eu mai mult mă arunc, să zic așa, pe astea mai nebune, pe roșu acesta focos, pe galben, pe auriul acesta incredibil, deci galbenul acesta, auriul acesta minunat, roșu, uitați ce roșu intens, portocaliul acesta. Dacă mergem în partea aceasta, uitați ce nuanțe de albastru frumoase, ce verde plăcut. Pe nuanțele de nude, iarăși avem și aici variante, negru, dacă vrem să facem ceva mai sofisticat. Uitați și aici, acestea le putem folosi și ca highlightere, deci efectiv avem de unde să alegem. Deci este o paletă care conține efectiv tot, deci tot ce trebuie, zic eu. Următoarea paletă de care efectiv nu mă pot despărți de când am achiziționat-o este aceasta de la I Love Revolution Makeup. Fruit and Nut se numește ea, arată așa ca o tabletă de ciocolată, deci packaging-ul îmi place maxim. Nu știu, mi se pare atât de drăgălaș și deci cum poți să nu cumperi așa ceva? Uitați aceste pătrățele de ciocolată. Deci pentru cele care iubim ciocolata știm ce înseamnă, când vedem ciocolată efectiv. Nu, această paletă am cumpărat-o tot așa pentru nuanțele pe care le deține. Efectiv sunt nuanțe foarte drăguțe, destul de variate aș spune eu și această paletă o recomand atât începătorilor cât și medii, cât și avansați în ceea ce privește make-up, dar mai mult aceasta aș vedea-o pentru un începător sau un mediu, pentru că are culori, să zic eu, mai cuminți. Și acum o să vi le arăt. Acestea sunt. Are mai multe nuanțe, dar efectiv îmi place foarte mult rozul acesta de aici. L-am folosit, cred că se și vede foarte des, dar și acestea nu prea folosesc de foarte mult. Mai mult îmi plac culorile mate. Am folosit-o și pe acestea de foarte, foarte multe ori. Mi se pare tot așa o paletă de culori destul de variată. Poți să recreezi make-up-uri foarte drăguțe cu ea, atât de ocazie cât și de zi cu zi. Aceasta mai mult aș vedea-o de zi cu zi, atunci când nu trebuie să surprindem pe nimeni, nu vrem să facem nimic spectacular, nimic fabulos. Vrem doar să avem un machiaj îngrijit, drăguț și cam atât. Următoarea paletă este aceasta,
Aceasta este o replică, aș spune, după Urban Decay, dacă nu mă înșel. Oricum, este o paletă cumpărată de la Aldi, care este un supermarket de alimente și se numește Naturals Intense by La Cura. La Cura este brandul lor de cosmetice, să zic așa, deci au și ei un brand de cosmetice al lor personal. Și aceasta este o paletă care conține mai mult nuanțe de nude, marouri, bejuri și rozuri. Deci este ceva mai cuminte, ceva mai de zi cu zi, nimic fancy, nimic wow. Putem recrea tot felul de machiaj și cu această paletă, însă nu prea o văd așa pentru o casă, să zic. Aceasta vine și cu o pensulă care de obicei o folosesc. Este destul de moale, acum nu vă imaginați că cine știe ce pensulă. Are două capete, una ușor curbată, cealaltă destul de bombată. Și nuanțele sunt acestea. După cum bine puteți vedea, sunt nuanțe destul de cuminți, să zic. Puțin fixidef pe aici, pe acolo. Ce pot să zic la această paletă? Văzând că este o paletă, o să fiu sinceră cu voi, ieftină. Nu are o calitate wow în ceea ce privește faturile. Se distribuie cam greu, sunt destul de prăfoase și trebuie să aplicați de mai multe ori, adică nu m-ați dat odată și gata. Nu, trebuie să reveniți pentru că efectiv sunt un pic prăfoase și nu prea au acea intensitate care fac imediat ai pus și nu. Trebuie să aplicați de mai multe ori. Nuanțe care le prefer de obicei sunt nuanțele de maro, acestea care duc mai mult cu gândul la bronzere, genul acesta îmi place foarte mult, dar și roșcatul acesta de uneori îl folosesc. Cele cu sidef mai răruți, v-am zis, nu prea sunt fan sidef, mai mult nude, mai mult mat. Alte două paletuțe de care nu mă pot despărți sunt acestea de la Obsession Makeup London. Sunt efectiv palete foarte economice. Se găsesc la orice drugstore, deci efectiv le ador. Deci sunt super ok. Culorile, deci eu sunt foarte mulțumită și de calitatea fardului. Deci pentru prețul care l-au, credeți-mă, se merită. Le recomand, mai ales fetelor care sunteți în școală, desigur, aveți atâta cheltuieli și așa mai departe, o paletă din asta super economică, este ceea ce vă trebuie. Am mai multe, dețin vreo 3, dacă nu mă înșel, fiecare la același preț. Dar una nu o am aici cu mine momentan, nu știu dacă o mai am. Dar le-am luat pe acestea două care le folosesc cel mai des. Deci, ce nuanțe avem? Deci, uitați la aceasta cât de frumoase sunt aceste nuanțe și ce mai îmi place la ele este packaging-ul, pentru că ne amintește de copilărie și anume de acuarelele, clasicele acuarele care cred că ne-au definit și marcat oarecum copilăria. Și uitați ce nuanțe frumoase, auriul ăsta, doamne, deci poate fi văzut și de pe lună, atât este de pigmentat și de frumos. Rozul acesta o culoare foarte plăcută și versatilă, mai ales pentru fan roz, eu folosesc. Acesta, iarăși, foarte drăguț. Nude-ul ăsta, când vrei ceva rapid și cu un tuș deasupra, este exact ceea ce trebuie. Dacă vrei ceva mai nebunesc, poți să mergi pe acesta, uitați ce luminozitate are și ce intensitate. Poți să mergi pe roșcatul acesta, poți să mergi pe acest maronchis. Efectiv, ai de unde alege și prețul este, credeți-mă, nici nu simțiți că vă luați una din aceste palete și vă țin o viață. Deci, credeți-mă, calitate, cantitate, preț, super ok, recomand. O mai am și pe aceasta. Acestea sunt nuanțe un pic mai deschise și ușor cam sidefate, dar ce m-a cucerit de aici? M-a cucerit acesta. Deci uitați-vă aici ce culoare, ce pigment are.
acest argintiu combinat cu un pic de auriu. Eu la ocazie mereu l-am folosit pe acesta. Deci efectiv este o culoare care merge oricând. Mai este și rozul acesta glacial, așa. Zici că este un highlighter efectiv minunat. Îmi place foarte mult piersiciul acesta ca și nuanță, de asemenea, ușor sidefat. Aceste nuanțe de nude nu prea le-am folosit, sinceră să fiu, nu prea le văd așa mult în trebuințarea. Acesta îmi place foarte mult, acesta așa și așa, îmi place și această paletă destul de mult. Și mai am o paletă să vă prezint, care nu prea am folosit cine știe ce, nu pot să zic că sunt încântată de ea, de aceasta am și lăsat-o pe ultimul loc. Este acesta de la CIO, eyeshadow palette, Rainbow Warrior, se numește Pack-a-Punch. Nu prea îmi place, nu prea îmi place calitatea farfurilor, efectiv extrem de prăfoase. Prețul este tot unul mediu, eu niciodată nu mă arunc la super scumpe. Ce pot să zic, nu o recomand, sinceră să fiu, am folosit-o de câteva ori bune, dar să zic că i-am dat foarte multe șanse, dar de fiecare dată m-a dezamăgit. Are și culori în cremă, acestea patru, nici nu le-am folosit, după cum vedeți și acum au țiplat pe ele. Da, aceasta nu vă recomand să o cumpărați, în rest celelalte, da. Și acum mai am câteva paturi individuale, tot așa, care vreau să vi le arăt. Deci, îmi place foarte mult acesta, eyeshadow E101 de la Obsession Makeup London. Este tot așa un înroșcat care mi se pare extrem, extrem de versatil și foarte, foarte pigmentat, credeți-mă. Acestea sunt culori individuale care se pot extrage de aici, după cum vedeți, și adăugat, deci vă puteți cumpăra un penar dintre acela, cum v-am arătat mai devreme această paletă, și să le introduceți acolo și să vă faceți propria paletă cu farfuri. Și mi se pare foarte drăguț, pentru că doar la MAC mi se pare că am mai văzut această opțiune, deci acestea sunt de N ori mai economice decât MAC și chiar vi le recomand. Deci extrem de pigmentate, calitate, preț, cantitate, super ok. După aceea mai este acesta, care este aceeași nuanță din paletă, dacă nu mă înșel, Free se numește. Aici îl numește, adică spune că este pentru folosit ca și highlighter, dar eu îl folosesc ca și far de ploape individual. Uitați-vă aici ce frumos este. Niciodată nu l-am folosit ca și highlighter, sincer să fiu. Îl ador. Deci efectiv este ce trebuie, nu știu, pe mine m-a cucerit. Îmi place atât de mult, Doamne. Ups. Deci efectiv îl ador. Și mai am două farfuri, tot așa de proape. Acesta este un negru, este de la MUA, Makeup Academy Eyeshadow. Am dat foarte puțin pe acest farf, este un farf foarte economic. Ce pot să spun despre el? Este extrem de propos. Nu vă recomand să îl aplicați cu pensula, pentru că deci vă umple peste tot de reziduri. Eu îl folosesc cu degetul, efectiv îl aplic, pentru că degetele noastre conțin uleiuri naturale și sunt perfecte pentru blenduirea machiajului. Așa că eu îl folosesc cu degetul, îl aplic ușor pe ploapă și da, pot să spun că pot face un efect destul de drăguț. Este o culoare mată, rezistentă. Nu pot să spun neapărat că vă recomand, dar așa de zi cu zi, când te grăbești, faci ceva așa improvizat, da, merge. Și îl mai am pe acesta, tot de la MUA Academy, tot fard de ploape. Este un nude, după cum bine puteți vedea, și acesta este extrem, extrem de prăfos. Îl recomand ca o bază. Deci o bază pre-make-up, înainte de make-up, puneți această bază și cred eu că sunteți ok.
Bun, și cam acesta a fost videoclipul meu despre farturi de ploape. Sper că v-a plăcut, sper că v-am dat anumite idei pentru noile achiziții. Și vă rog să nu uitați să vă abonați la acest canal. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și mai ales celor care sunt abonați. Îi pup și îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarele videouri. V-am pupat! Bye.